Don't like you, she likes everyone. Bună tuturor, eu sunt Jana și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un clipuleț. Eu obișnuiesc să cumpăr destul de des de pe AliExpress și oricum pe site-uri din astea chinezești. Și de câteva ori mi s-a întâmplat să primesc niște lucruri care nu erau la fel ca poza pe care o pun acolo și nu stătea pe mine cum stătea pe modelul aia. Bine, chestia asta cred că se întâmplă foarte des când cumper online. De exemplu, mi-am pus chestia asta în cap pentru că am cumpărat-o și nu este exact așa cum e poza pe site-ul lor. Pentru că eu am crezut că e o coroniță, nu, e ceva de cusut, e lungă în spate, are niște chestii de-astea, în fine. Dar am vrut să o pun pentru că se potrivește de minune pentru clipul de astăzi. Așa că am căutat poze cu dezastru din astea la care li s-a întâmplat la mai multă lume. Și haideți să începem. Am o grămadă. Haideți să începem cu prima poză. Eu să le am aici pe internet. Pe telefonul meu. Mă place colorul meu. E scris Don't Touch My Phone. Și e un ursuleț cu o drujbă în mână. În fine. Și aici, uitați cât de bine arată pe asiatică asta, rochia asta, beton, nici nu zici că... Și uitați pe tanti în dreapta, mai ales cu papucea roz, e bestială. Uitați cum arată. Tanti asta n-ar fi ea chiar rău așa, nu e exagerat de grasă, dar nu are formele ca duduița asta și, din păcate, treaba n-a mers aici. A doua chestie, uitați-vă, măi nene, mă. Tu te duci să cumperi o mască cu Winnie the Pooh și îți vine acasă Joker în sau Winnie the Pooh în versiune killer, assassin, film de groază. Vă dați seama că bepicul ăsta s-a speriat numai de masca aia. O altă poză pe care am găsit-o este asta. Asta am vrut să o pun pentru că e mișto rău de tot. Vă dați seama, eu îmi iau o mare bluză cu turnul Eiffel și de desubt e scris I love London. Yeah! Să trăiască deșteptăciunile! Trebuia să pună și căpățâna lui Regina lângă ca să meargă mai bine. Mai departe, următoarea este asta. Eu nu știu dacă voi vă aduceți aminte sau oricum ăștia de seama mea așa, în tinerețile noastre noi aveam mare boală la braduri. Bradurile pe timpurile noastre erau alea verzi, naturale și visam mereu un brad de la mare așa și niciodată nu reușeam, era mai de viața lui pentru că luai brad, dar dacă ca să fie pufos așa trebuie să fie foarte naș, vă dați seama că nu îți lua măta brad de la așa. Și când m-am făcut mare și vedeam pe magazin de alea artificiale, am visat întotdeauna un brad de la să explodez. Deci, nenea asta s-a dus pe situl ăsta, a văzut bradul ăsta că e plin, nu? Și l-a comandat. Și i-a venit acasă unul năpârlit, văd de viața lui, fără niciun... E și bleg așa, n-are nici vigoare în el. Vă dați seama cât de trist a fost oamenii ăștia când a primit bradul ăsta, văd de viața lui. Următoarea chestie este aceasta. Nenea ăștia a cumpărat un balon cu forma de M, dar nu a văzut că sus acolo este o vagină. Deci, când cumpărați online, mai ales baloane de-astea umflate, să vă citiți tot ce este, cum și ce, ca să nu luați alte chestii. Mai departe, uitați ce bine arată gagica asta, super, super, și asta altă zici că e acusut-o ea, zici că e vai de, eu amărât, are și urechile mai așa.
De ce oare își bate joc de noi chinezii ăștia halul ăsta? Așa, să trecem la rochița asta. Bineînțeles, eu văd rochița asta, păgăcica asta arată bine. Uitați-vă și la culoarea, la partea transparentă, este culoarea mai cărnii. În schimb, mie îmi vine acasă culoarea mai deschisă. Zici că sunt un trans îmbrăcat de... Zici că sunt un bărbat îmbrăcat în femeie. Partea de macrameurile astea pe aici e numai o părticică, nu e până jos ca rochea lui Dudu-i asta. Ce nenorociri. Mie mi s-a întâmplat odată cu o cămașă. Pe site era de nu se putea și când am ajuns acasă am aruncat-o așa. Am luat-o așa, era un material scârbă. Exact ca rochea asta. Uitați cât de bine arată rochea asta, să vede că e din bumbac de la beton. Și îți vine acasă din aia sintetică, de ei foc numai când te uiți la ea. Și uitați cât e de urâtă. Cum poți să arăți ceva și să vinzi altceva? Este chiar oribilă această rochiță. Următoarea rochiță este asta. Asta este modelul și pe tantia asta arată, zici că e luată de la sapă. N-are forme, n-are strâmtă, nu e... Și uitați-vă și la fustă. Fusta nu e dreaptă așa și în poză e mare cloșare. Și umerii asta n-are. E total diferită, e ca un fake original. Un fake de la jăgosul. Mai departe. Rochița asta e de nu se poate. Tu vezi, nu are roche de seară, cu, de te simți Regina Elizabeta, de te simți la regele Mihai, la palat. Și spun, mamă, n-am avut în viața mea o roche de asta cu aia pusă pe sârme. Și îți vine acasă o roche, mamă, că nici să mulgi vlaca cu ea nu m-aș duce. Uitați-vă și voi diferența cât este de mare. Astea au fost penibilățile astea, penibilile astea de țoale cumpărate după site-uri chinezești. Să fiți atenți, fetelor, ceea ce cumpărați. Uitați-vă la review-uri, că lumea lasă acolo, mai pune și câte o poză, mai aia. Uitați-vă și acolo ca să nu cumpărați lucruri care îți vin acasă total diferite. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, să activați clopoțelul dacă vă place canalul meu, ca să nu pierdeți niciun clipuleț. Nu uitați să vă înscrieți și să vă abonați la canalul Janina Italian Style 2.0. Acolo găsiți tutoriale și vloguri. Și cam atât. Like și ne vedem data viitoare. Ciao!